în drum spre ambasada Iranului. S-a plecat la ora 17:30 din spate de la din Piața Victoriei. Acesta este marșul pentru susținerea drepturilor femeilor, de fapt. Vedeți, noastre nu se întâmplă doar în țările astea musulmane sau pe care le putem arăta cu degetul foarte ușor. Nu știu dacă din această cauză, din cauza acestui marș, din cauza acestei nefericite, se întâmplă și prin India. Și sunt țări cu sunt țări mult mai dezvoltate decât România, care sau decât România, decât Iranul, decât, cum vă spuneam, țările astea facil de identificat, pentru că, de fapt, drepturile astea și libertățile astea sunt încălcate destul de des. Acum, dacă, fără să vreau să dau un lacrimogene, gândiți-vă la ce se întâmplă în România cu neveste bătute, cu o mulțime de tragedii zilnice care se întâmplă chiar și în societatea noastră. Din păcate, pentru ea, pentru Mașa, a fost cea care dă numele acestei mișcări, dar cum pare că sunt multe alte femei care zilnic pățesc nasoale. Și vedeți că aici vorbim deja de o chestie, de o chestie instituționalizată, dar trebuie să vorbim și de abuzul ăsta tradițional, cum vă spuneam, cu femeile bătute la noi. Neveste. Auziți, grupul acela protestează chiar împotriva lui Idi Amin, nu lui Idi Amin, Ayatollah ăsta, cum îl au, Khomeini, așa. De cum o să decurg aici situația, o să mai fac un live din fața, de la Piața Universității, de la mișcarea de protest prin care susținem Ucraina.
aceea am ajuns cam asta. Jos dictator! Jos dictator! Jos dictator!
Maria. Închide, nu mai, nu te mai uita, te rog. Pe domnul Remus Cernea, avem și pe Oleg Briga. Thank you.
Având în vedere că sunt anunțate în toată lumea, vă invit să puneți proteste și pe pagina. Să puneți și pe grup proteste de la proteste similare, evenimente similare, pe care le găsiți cum dați de ele, dați-le și pe grup. Că sunt înghesuiți pe trotuar, nu prea se aude capăt cu capăt. Joana Fadoie Ilor!
Evalița Negune! Acolo este oarecum nucleul, deși sunt întinși, cel puțin până unde e Dubaia de jandarmi acolo. Ha!
O țară plină de istorie și cultură, dar totodată o țară care, din nefericire, de peste 40 de ani, deci de regimul islamic a preluat puterea, a devenit o țară a restricțiilor. Un regim inuman, care nu-ți permite nici măcar să bei apă pe stradă în luna de post, altfel ești arătat și să deschizi. Un regim islamic, care îți interzice să asculti muzică sau să dansezi, să te bucuri de viață. Un regim teocratic, care nu-ți permite să te îmbraci cum dorești, sau cu ce culoare dorești, în mod special femeilor. Un regim în care femeile sunt tratate ca niște animale, mai puțin umane, de umanitate constant. Un regim islamic unde printre pedepsele sale stipulate în mod clar în legea sa inumană se pot enumera lovituri de bici, amputarea degetelor și mâinilor, arestare și tortură fizică și psihică în închisori și chiar violarea persoanei arestate politic, cu condamnări la moarte prin împușcare, spânzurare și lapidare și presiuni psihice și amenințări împotriva familiei și prietenilor celor arestați politic. Un regim islamic unde opiniile politice diferite față de politica sa teocratică sunt interzise și aspru pedepsite. Un regim islamic unde crezul tău religios este impus de regim și este obligatoriu și în caz contrar ești pedepsit. Un regim teocratic care prin doctrina sa politico-religioasă a omorât umanitatea și a cultivat și cultivă în continuare dezbinarea între oameni pentru a conduce poporul. Un regim islamic ale cărui ghiare teroriste a destabilizat mai multe țări și zone din lume, fiind pe bună dreptate considerat ax al terorismului. Un regim teocratic care încearcă inocularea urii în sufletul oamenilor față de alte popoare ale lumii. Dar așa cum vedeți, poporul iranian nu se află pe o traiectorie comună cu dorințele acestui regim mizerabil. Fapt pentru care poporul din Iran și noi iranienii, de afară din toate țările lumii, am strigat și strigăm că noi nu numai că nu mai vrem acest regim criminal, dar din contră, prin strigatul nostru vrem să vă transmitem dumneavoastră mesajul poporului iranian, că și noi suntem adepți ai respectului și iubirii între oameni, indiferent de rasă, religie, culoare, sex. Lucru care sunt sigură că deja le știți de foarte mulți ani și dumneavoastră și toate cealaltă popoare. În final, vă mulțumim pentru alăturare și susținerea morală și sufletească și vă cerem disperat să ne fiți și în fapte alături, prin a fi vocea și transmitătorul strigătului poporului iranian. În mod special acum când regimul de acolo, de peste 10 zile, a întrerupt complet internetul pentru a împiedica comunicarea poporului cu lumea internațională și aflarea ororilor și crimilor și crimelor aplicate de către mercenarii săi împotriva oamenilor. Cazul Mahsa Amini nu este un caz izolat. Se întâmplă în fiecare zi, se întâmplă de 43 de ani. Eu am fost persecutată la 12 ani, fiindcă mi se vedeau părul printre hijab, fiindcă nu aveam geaca destul de mult peste fund, un copil fiind. Nu putem pleca în țara noastră, nu putem să ne vedem familia, de frică să nu intrăm în închisoare. În momentul ăsta, majoritatea iranienilor de aici se expun în mod periculos. Dar facem asta pentru că există speranță în sfârșit. Pentru că mass media a luat-o pe Mahsa Amini ca un simbol al libertății, ca un simbol al femeilor de peste tot, pentru că ar fi putut fi oricare dintre voi. Ea nu a făcut nimic, ar fi putut să fie oricine. Tot ce făcea era să existe pe stradă. Și a fost bătută, a fost terorizată și a ajuns în spital și a murit după câteva ore. Vă mulțumim!
Vreme e libertate! Vreme e viața libertate! Massa Amiri, Massa Amiri, Massa Amiri, Massa Amiri, Massa Yeah.
acum, ca să avem un moment în care să vi-l amintim aici împreună. Masa Amini, Vita, Darina, Hadi, Gazole, Hanane, Minu, Roșane, Hedie, Neda. Una dintre acești și Vaniar, care a murit în pântecul mamei sale. Acesta nu este un caz izolat. Vă reamintesc. Și asta se va mai întâmpla pentru ani și ani de zile dacă nu oprim acest regim teocratic, terorist. Acestea sunt oameni cu vieți reale, cu copii, cu părinți, care pur și simplu au fost șterși. Și dar sunt tări de multe ori. Da, Victor, ai tu dreptate, dar nu e nu locul aici. Ai greșit adresa. O furau ăștia, o furase lor ceva, dar în cazul ăsta nu e o chestie de hoție. Pastile
pentru nervi și insomnii, pentru om, țară, oraș, pentru o fată care își dorește să fie băiat. Eu să spun și varianta... Acest băiat acum este în închisoare, nu știm ce se întâmplă cu el. La fel, cu fata care a avut curajul să facă o poză și să arate pe Mahsa din spital. La fel că și medicul care a avut curajul să împarte CT-urile femeii, Mahsa, copilul nostru, și să arate lumea ce se întâmplă. Eroi din asta avem în fiecare zi. Mii de mii. Pentru Iran. Pentru Iranul azad. Pentru Iranul liber. Pentru libertate. Libertate! 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 Dictator! Verde, 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 dictator! E o chestiune fantastică aici. Oficial ambasada amplasată unde e canalul, unde se pune, dar și situația e cât se poate de înghesuit.
E aranjată treaba. Dăm o tură pe aici să vedem care e atmosfera generală. Apoi ne întoarcem acolo în mulțime. Dacă vedeți pe nenea cu barbă și cu chelie, el este unul dintre promotorii Partidului Socialist Român sau Partidului Comunist Român. Am mai văzut și la protestul în care palestinienii reclamau moartea jurnalistei, dacă vă aduceți aminte, acum de vreo două luni de zile. Dacă vă uitați pe live-uri o să găsiți, că i-am întrebat ce fac pe aici, a avut multe de spus. Dar ca să știți că se există și dau din coadă. Dorinele Iohannis chiar n-are nicio treabă acum aici. Că n-are, că n-are, că dacă avea, avea, dar dacă n-are. Citiți descrierea clipului pentru comunicatul organizatorilor. Citiți ce zic. Da, Florinele, o fi, dar în cazul ăsta de aici nu se aplică, n-are nicio treabă. Nu asta discutam, vina lui Iohannis asupra poporului român. Da. Veloia-te spatele! Ia-te spatele!
departe, dar de partea voastră! 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 O să vă citesc din nou manifestul nostru. Liniște! Jos dictator! Jos dictator! Jos dictator! Este foarte greu ca prin niște cuvinte să ne putem transmite sentimentul de durere care ne încearcă sufletele fiecare zi. Dar sperăm ca măcar să reușim parțial să vă ajutăm să vă faceți o imagine despre ceea ce se întâmplă în țara noastră, Iran. Iranul, o țară plină de istorie și cultură, dar totodată o țară care, din nefericire, de peste 40 de ani, de când regimul islamic a preluat puterea, a devenit o țară a restricțiilor. Un regim inuman, care nu-ți permite nici măcar să bei apă pe stradă în luna de post, altfel ești arestat și pedepsit. Un regim islamic, care ți se zice să asculti muzică sau să dansezi și să te bucuri de viață. Un regim teocratic care nu-ți permite să te îmbraci cum dorești sau cu ce culoare dorești, în mod special femeilor. Un regim islamic care pentru părul ieșit de sub batic te arestează și ești bătut și torturat sau chiar omorât. Un regim islamic unde prin pedepsele sale stipulate în mod clar în legea lor inumană se pot enumera lovituri de bici, amputarea degetelor și a mâinilor, arestare și tortură fizică și psihică, și chiar violarea persoanei arestate politic, cu condamnări la moarte prin împușcare, pânzurare și lapidare, și presiuni psihice și amenințări împotriva familiei și prietenilor celor arestați politici. Un regim islamic unde opiniile politice diferite față de politica sa teocratică sunt interzise și astfel pedepsite. Un regim islamic unde crezul tău religios este impus de regim, și este obligatoriu și, în caz contrar, este astfel pedepsit. Un regim teocratic, care prin doctrina sa politică-religioasă a omorât umanitatea și a cultivat și cultivă în continuare destinarea între oameni. Un regim islamic ale cărui chiar teroriști au destabilizat multe alte țări, fiind pe bună dreptate considerat axul terorismului. Un regim teocratic, care încearcă inocularea urii în sufletul oamenilor față de alte popoare ale lumii. Dar după cum vedeți, poporul iranian nu se află pe o traiectorie comună. Fapt pentru care poporul iranian și noi iranienii, față de toate țările lumii, am strigat și strigăm că noi nu numai că nu vom face acest regim, nu vom face parte acestui. Auriștii fac ce fac, vor să facă și eu. Strigați-l nostru. Auzi, Florinele, ia uite-ți pe aici pe băieții tăi. Da, vezi tu care e problema, Florinele, că... Vorbim noi după, stai să termine aici, fata mea. Preferințe sexuale, LGBT, lucruri care sunt sigur că deja de foarte mulți ani știți și dumneavoastră. Noi nu suntem regimul. În final, vă mulțumim pentru alăturare și susținerea morală și sufletească și vă cerem disperat să ne fiți cu parte alături, prin a fi vocea și transmisătorul strigătului poporului iranian. În mod special acum când regimul de acolo, de peste 10 zile a întrerupt complet internetul, pentru a împiedica comunicarea poporului cu lumea internațională. Vă mulțumim! La 7 din păcate va trebui să închidem. O să punem niște flori lângă ambasada, în fața ambasadei, pentru Mehsa Amini. Să ne arătăm respectul față de ea și solidaritatea cu femeile din Iran. Jina, numele tău, este codul libertății. Jina, Jina.
Florinele, mai ești pe, mai ești pe live? Bagă un like sau ceva să te văd. De fapt, nu cred că te văd cu like. Bagă un comentariu ceva. Ca să spun durerea mea cu Simion. Vezi, tu nu știu cât o să poate rezolva Simion în viața lui, pentru că... Pentru că, vedeți voi, până acum, până și aliații lui, pe care îi considerăm aliații lui, vorbesc ca, ca unui copil mic și îl trimit să-și facă temele. Și pe la România TV, și pe la Realitatea. Îi vorbesc cam de sus. A doua la mână este că omul ăla n-are vocabularul lui specialist. Oameni care să-l ajute să facă ce vrea. Tot ce reușește și poate s-ar putea să... Ce vrea să rezolve, o să își... Planul lui e pe japcă. Mai mult sau mai puțin... Hai că le apuc eu de aici, auzi? Hai că ridic eu de aici. Simion n-a avut în vocabular și n-a avut în intenția lui de persoană destul de publică să-și adune în jurul lui oameni care sunt de valoare. A adunat ce s-a adunat sau... Ce a făcut, cum a făcut, nu știu, că din punctul ăsta de vedere nu-l cunosc cum. Ce prieteni, cum s-au adunat prietenii din jurul lui. Dar observați că sunt numai comedii. Și a apelat, a apelat la partea aceea de societate pentru a-și închega partidul și demersurile cu japca până, până și ăștia au votat treaba cu mărirea pensii, mărirea asta cu pensiile speciale, le-au votat ca niște hăbăuci și până la urmă tot cu japca s-a impus el să, în fața propriilor oameni, să, să le scoată. A trebuit să ia atitudine personal, la câte chestii poate lua el atitudine personal și de ce e nevoie să creeze un sistem în care trebuie să fie el șef acolo, să dea, să taie, să spargă. Nu sunt destui oameni la care s-ar putea aduce să propună... Să ceară ajutor, să ceară îndrumare? Păi nu... Că nu asta a fost prioritatea lui. Dar despre... Despre cum o să demontez la George Simion, mă puteți auzi voi mâine. O să mă auziți mâine în jumătate de zi, practic, pentru că o să înceapă de la ora 14 și o să țin în... O să-i dau tare, poate o să spun iară povestea cu implicarea, cu implicarea, tangențele pe care am avut cu Aur, care au fost destul de... De fapt, cu George Simion, care au fost destul de pertinente în a-mi face o părere, dar asta o lăsăm pe mine, nu acum. Nu e locul unui moment, dar să știți că nu e, chiar nu este. Avea ocazia, decât gândiți-vă voi cu cine o să rezolve el ce-i dați voi de rezolvat, dacă el n-are cuvântul specialist în vocabular. Are niște demersuri începute după ce am, după mai 2020, după ce am luat eu legătura cu el. După ce am propus demersul 500.000 show, dar a preferat să nu-l aplice, să-l ată autocar și se plimbă cu autocarul din tot, de, din tot concept. La mâine. De partea voastră!
Roșcova, nu Sergi. Da, intră mâine pe la cinci. Auzi mâine pe la cinci. Nu pierd timpul azi, dar mâine stați liniștit. Vă lămurești. Acum, ori niciodată! Acum, ori niciodată! Acum, ori niciodată! Acum, ori niciodată!
Astea sunt ultimele cadre. Și ce opresc live-ul. Merg la universitate să arătăm prietenilor ucrainieni susținerea. Stați cu ochii pe pagina, în 20 de minute o să intru din nou. Până atunci... Cel puțin din punctul meu de vedere, cam asta a fost. În 20 de minute de la protestul... prin care susținem Ucraina și civilizația. Poate că la se întâmplă mai des decât ce se întâmplă aici, dar e o problemă pentru care trebuie să luptăm și noi constant. Ne vedem în 20 minute.